În Europa vor fi ploi și lapoviță și ninsori în arhipelagul britanic, peninsula iberică, vest și est. În restul continentului vor fi ploi slabe. Vântul va avea intensificări în Spania, Olanda, Franța, Portugalia și Belgia. Temperaturile nu se vor modifica față de zilele precedente. În zonele joase de relief spre dimineață se va forma ceață. La noapte în țara noastră cerul va fi mai mult noros și va ploua slab în Banat și Oltenia. La munte vor fi ploi și lapoviță și ninsori. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi între 3 și 9 grade. Mâine în România cerul va fi noros și vor fi ploi temporare în Banat, Oltenia și izolat în Crișana, Transilvania și Muntenia. Pe crestele montane vor fi lapoviță și ninsori. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în sudul Banatului și la munte. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 16 grade. Spre dimineață se va forma ceață. În capitală mâine cerul va fi mai mult noros și ploile vor fi slabe. Vântul va sufla slab spre moderat, iar temperatura va fi de 10 grade. Poi mâine vremea va fi la fel ca în ziua trecută, iar temperatura va fi de 11 grade. Luni cerul va fi temporar noros, vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius. La munte vremea va fi închisă cu ploi slabe, iar pe creste vor fi ploi și lapoviță și ninsori. Vântul va sufla moderat cu intensificări în zonele înalte. În Timișoara mâine, chiar dacă temperatura maximă va fi de 12 grade, va ploua. Poi mâine temperatura crește până la 17 grade, iar cerul va fi variabil. Luni valoarea termică va crește cu 1 grad față de ziua trecută și vremea va fi instabilă. În Iași mâine va fi mult mai cald, vor fi 14 grade. Vremea va fi închisă, poi mâine temperatura scade cu 2 grade față de ziua precedentă și vremea se menține. Luni valoarea termică revine din nou la 14 grade. În Cluj mâine și poi mâine cerul va fi mai mult noros și cu ploi slabe. Temperatura va fi de 14 grade în ambele zile. Luni cerul va fi instabil și valoarea termică va fi de 15 grade. În Republica Moldova, la Bălți, vor fi 13 grade. În prima parte a zilei va fi înnorat, apoi va ieși soarele. Soare cu nori va fi și la Chișinău, iar temperatura va fi de 12 grade. În Cahul vor fi 13 grade, dar cu nori.